Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre aplicația LibreOffice Writer, alternativa gratuită la Microsoft Word, aplicație ce face parte, bineînțeles, din pachetul LibreOffice. Pentru a lansa în execuție această aplicație, se execută două clicuri pe pictograma LibreOffice de pe suprafața de lucru și din fereastra apărută se alege opțiunea Writer Document. Astfel avem posibilitatea editării unui document nou. Interfața grafică a aplicației este similară cu a altor procesoare de documente pe care cu siguranță le-ați mai folosit și conține bara de nume, bara de meniuri, bara cu butoane, dar dacă nu cunoașteți funcția unei anumite pictograme, puteți deplasa cursorul mouse-ului peste acea pictogramă și acest lucru va duce la apariția numelui funcției pe care acel buton o îndeplinește. Această zonă cu butoane poate fi transformată într-o zonă similară versiunilor aplicației Microsoft Word mai recente, sub formă de taburi, astfel se acționează meniul File, apoi sub meniul User Interface, iar din fereastra apărută se alege opțiunea Tabbed. Dacă se acționează butonul Apply to All, toate aplicațiile care fac parte din pachetul LibreOffice vor avea aceste funcții așezate sub formă de taburi. Vom alege să acționăm butonul Apply to Writer pentru a stabili aceste taburi doar pentru aplicația Writer și apoi butonul Close. În partea dreaptă a ferestrei regăsim o zonă de unde putem accesa proprietățile textului, stilul, o galerie ce cuprinde mai multe imagini organizate pe categorii, un navigator ce ne va permite să ne deplasăm în interiorul documentului atunci când documentul este de mari dimensiuni, setările paginii și un inspector al stilurilor folosite. Se observă că după aducerea de modificări asupra documentului, peste pictograma corespunzătoare acțiunii de salvare a documentului apare o mică bulină roșie, semn că documentul a fost modificat și nu a fost salvat. La acționarea acestui buton, ni se deschide o fereastră în care putem alege locația în care să salvăm documentul, numele sub care să fie salvat documentul și, foarte important, tipul fișierului în care să se facă salvarea. Implicit, ni se recomandă salvarea documentului în format ODT, dar putem alege dintr-o multitudine de formate, chiar și formatul Word 2007-365, format pentru care precedentul pachet de aplicații OpenOffice nu avea suport. La acționarea butonului Save, suntem informați că acest document conține elemente ce s-ar putea să nu poată fi salvate în formatul ales de noi și ne se recomandă din nou alegerea formatului ODT. Vom acționa butonul cu formatul Word 2007-365, astfel să învând acest document într-un format specific aplicației Microsoft Word. Acum, dacă dorim să deschidem documentul cu aplicația Word, ne vom deplasa în locația în care am salvat documentul, în cazul de față pe suprafața de lucru, vom executa un click dreapta pe fișier, apoi din meniul contextual apărut vom alege opțiunea Open With și apoi un click pe pictograma corespunzătoare aplicației Microsoft Word. Astfel am deschis un document redactat în aplicația LibreOffice Writer cu aplicația Microsoft Word. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!